Stați că de șoc mi s-a terminat și bateria. Iar am avut un team meeting de vrăbi. Bună de dimineața! Ce faceți? Astăzi mergem la plimbare, mergem în oraș, mergem să ne vedem cu Aniela și eu de-abia m-am trezit, după cum se vede. Și o să mă duc să mă pregătesc să mă văd cu ea, pentru că am zis că astăzi o să avem o zi ca fetele prin oraș, să bem cafea, să povestim. Și da, rămâne să vedem ce facem exact, că nu avem un plan fix, dar da, vrem să ajungem pe la Antiquex Libris, pe la Cărturești, Carusel, we shall see. Vă țin la curent. Făcut o zi de pauză între ziua pe care ați văzut-o voi mai devreme, când am fost cu Aniela și în care nici nu am vorbit foarte mult cu voi, pentru că am filmat, am fost cu ea și n-am vrut să o incomodez cu camera, n-am vrut să o sâcâi, n-am vrut să o... Așa, mi-a și zis că nu-i place neapărat să apară pe cameră sau să vorbească și așa, că n-am vrut să o incomodez cu treaba asta și am ajuns acasă. Și l-am găsit pe Scărpinici mort. Da, a murit până la urmă. Mă așteptam, l-am văzut dimineața și era într-o stare destul de rea, dar speram totuși să-și revină, pentru că am mai avut zile din astea rele, dar a murit și inevitabil asta m-a lovit așa și m-am simțit destul de tristă, pentru că... nu știu, am senzația că aș fi putut să fac mai mult. Tot timpul am chestia asta cu animalele, că aș fi putut să le ajut mai mult, aș fi putut să fac mai mult pentru ele, aș fi putut să le... Dar oricum era destul de bătrânel, era bolnav, avea destul de multe probleme de sănătate și mai avea dinți, nu mai putea să mănânce ca lumea și... Pentru el a fost cum o eliberare, dar da... nu știu, ziua de ieri, nu știu, a fost cumva așa mai tristă și, nu știu, m-a coplit și cumva mila de el, dar da. Oricum n-aveam ce să fac, n-aveam ce să filmez ieri pentru că a plouat și a fost urât, așa că reluăm astăzi, că se presupune că ar trebui să fie ceva mai bine, ceva mai cald, nu foarte cald, dar oricum se presupune că ar trebui să fie ceva mai bine. Până ieșim afară, că mi-au venit și copiii, the babies are here. Da, au venit copiii și prin copii mă refer la căpșuni pe care o să ne ocupăm, asta să-i punem.
O să vă arăt ce mi-am luat alaltăieri când am fost cu Aniela. În primul rând, de la Antique Ex Libris mi-am luat o carte mare de colorat. Este una destul de groasă, dacă o vedeți. Este... Așa, și are multe desene și mai ales multe desene din astea cu tipare geometrice, care pe mine mă intrigă foarte tare. Nu știu dacă vedeți ceva, ceva în stilul ăsta și vreau să le fac. Bine, sunt și multe desene care pentru mine sunt destul de imposibil de făcut, cu că sunt spațiile dintre linii, spațiile de colorat foarte mărunte și foarte mici. De exemplu aici. Pentru mine e cam imposibil, dar sunt unele care sunt mai geometrice, sunt așa și pot să colorez liniștit între ele. Am început alaltăieri seară când am venit și l-am găsit pe scărpiniș, nu știu, am intrat în starea aia, așa am zis că mai bine stau și colorez, pentru că mă ajută foarte mult să mă deconectez coloratul ăsta în cărți. Mă ajută dacă îmi pun un audiobook sau ceva, sau pur și simplu muzică și stau și colorez acolo, mă ajută foarte tare să mă deconectez. Chiar mă gândeam să îmi reiau cursurile de desen, că poate... reînvăț să desenez, ca să zic așa, pentru că, apropo de ce ziceți voi tot timpul cu talentul, noi talent este învățat. Așa, apoi, de la DM am luat, mi-am recumpărat crema cu SPF de la Revox, pe care o iubesc și o ador și îmi place de nu mai pot. Și m-am gândit să fac o chestie, să fac o combinație, să vedem dacă funcționează. M-am gândit să folosesc crema asta de la Mara Blue, asta pentru ten gras și mixt. Pentru că m-am zis că parcă am tenul mai mixt în perioada asta decât uscat. Și m-am gândit să o pun pe asta, pentru că și asta are SPF 30. Și peste să o pun pe asta, cumva, ca să sporesc puțin efectul SPF-ului sau durata SPF-ului. Să vedem dacă o să funcționeze. Aniela mi-a adus niște washi tape-uri foarte, foarte drăguțe de la Pepco. A fost la munte sau nu știu unde exact și a găsit washi tape-urile astea cu Harry Potter. Acum, nu știu neapărat ce o să fac eu cu ele, dar bănuiesc că o să le găsesc o întrebuințare, că, nu știu, dacă pe lângă astea aurii sunt unele cu modele. Ăsta, spre exemplu, asta aici o are pe Hedwig, astea, aici sunt cărți, dar e foarte, foarte simpatic asta și m-a întrebat dacă vreau și, bineînțeles, i-am spus că vreau. Un alt lucru pe care l-am luat din H&M, pentru că... ea avea nevoie, de fapt, de chestia asta și e ceva ce știți că eu urăsc din suflet, dar mi-am dat seama că în situațiile în care este utilă, este utilă. Și anume, o căciulă. Da, mi-am luat o căciulă. Eu mi-am luat o căciulă. Eu care nu port de obicei nimic. Și de ce mi-am luat eu căciulă? Pentru că încă este rece și am de multe ori intenția sau impulsul, cum era și în dimineața asta, doar că era ud și a plouat și da, ar fi fost mai greu, să mă duc să fac plimbarea aia cu Happy și e rece, pe câmp, oricât aș vrea eu, e rece. În general nu port căciul, știți, nu port nimic pe cap, nu mă îngheață creierii, că și așa nu prea am mulți și nu au ce să înghețe, dar dimineața este rece și... am luat căciula asta care este simplă, este cât se poate de simplă, este cât se poate de banală, dar sper să fie bună pentru diminețile astea în care aș vrea să ies așa. Și pentru că am fost și la Cărturești Carusel și pentru că mi-a plăcut foarte tare, am filmat și niște reel-uri acolo, o să vedem când mă apuc să le editez. Am luat o carte pe care mi-o doresc de ceva timp și anume Fahrenheit 451. Este o carte pe care vreau să o citesc de foarte mult timp, dar am tot amânat-o din vari motive, că au apărut altele, dar știu că numai în vlogul trecut și v-am arătat un haul cu cărți, dar așteptați să-i văd, să tot vedeți chestia asta la mine, că nu mă opresc, adică nu am de gând să mă opresc din a lua cărți sub nicio formă, nu mai repet isprava de anul trecut în care mi-am zis că citesc numai ce am eu. Am observat că atunci când îmi cumpăr cărți, chiar dacă nu le citesc pe moment, când cumpăr altele, parcă îmi vine cheful de citit mai profund, așa, și... ah, ce bine că are scrisul mare, că nu, nici nu-i văzusem scrisul. Este surprinzător de subțire cartea asta. Mă așteptam să fie ceva mai așa, pentru că, știi, de principiu știu despre ce este vorba. Chiar am avut o discuție cu cineva pe tema acestei cărți și, mă rog, nu prea mi-a plăcut mie, dar, mă rog, fiecare cu viziunile lui. Dar, da, foarte drăguță și mi-a plăcut și coperta foarte mult, nu de alta, dar mi-a plăcut coperta, este interesantă.
Și abia aștept să o citesc și pe asta, dar acum am vreo 17 cărți începute. Nu glumesc, sunt 17. Goodreads-ul asta îmi spune. Bineînțeles că nu citesc 17 cărți odată, evident. Da, citesc numai 3 deodată, dar am 17 începute și am un motiv foarte bun pentru care am 17 începute. Anyway. Așa. Ieri am fost să iau pământ pentru că știam că vin The Babies. Știi, și aveam nevoie de pământ pentru ea ca să mă ocup de treaba asta. Și am trecut și pe la New Yorker. Și să vă arăt ce mi-am luat și de la New Yorker. Așa. În primul și în primul rând, un maieu din ăsta. Este o colecție din asta de maieuri pe care le au cei de la New Yorker de ani de zile. Dacă vi-l arăt, știți, asta cu dantelă. Astea pot fi purtate și foarte bine pe post de pijamale, dar pot fi purtate și la blugi sau vara. Le port foarte des. Am, cred că vreo 4. Am bej, mov, roșu, alb. Și pe ăla la alb, din păcate, l-am pătat cu ceva și o să trebuiască să-l recumpăr. M-am uitat și nu l-am văzut prin magazin, nici nu am stat foarte atent să mă uit, dar o să-l recumpăr. Și era la reducere și am găsit nuanța asta superbă, care mie mi se pare că, da, e, teoretic este... La voi se vede mai albastru. Este un verde din ăla smarald închis, așa. Da, verde, știu. Dar arată foarte bine și m-am gândit că arată foarte bine cu alb. Adică pe alb. Chiar dacă e verde și ar fi o, teoretic o nuanță de iarnă, merge și vara pe alb, așa, și cu un sacou peste sau cu ceva, cu un blazer peste, ar merge minunat. Și dacă l-am găsit la reducere mai ăsta, am zis hai cu mine că mai ai vreo 4 surori pe acasă. Așa, și am mai luat o bluză. Mi-a plăcut foarte tare bluza asta cum arăta. Era, este simplă, a fost și ieftină. Nici n-am probat-o, să vedem, să sperăm că vine, că e cam strâmtă puțin la... Dar n-am găsit M-ul, am găsit numai S-ul și XS-urile, dar să sperăm că o să vină. Ea se întinde, săracă, și ideea este să vină mulată. Și mi-a plăcut că are dungile astea. Și da, este un bej din ăsta simplu, normal, dar iarăși este genul ăla de bluză pe care dacă vara e rece, poți să o porți fără nicio problemă și o să-ți țină de cald. Dacă iarna vrei să o porți, poți să o porți și pui peste, nu știu, tot așa, un sac, o geacă, ceva și e bună pentru layering. Așa am gândit-o. So, astea v-ar trebui să meargă la spălat. Așa, și ce mai facem astăzi? Deci am zis că o să punem căpșunii. Nu știu ce mai facem. Aș vrea să fac ceva de mâncare și nu știu, să vedem cât este vremea de afară, de drăguță cu noi. De principiu, acum mi-aș dori să mă duc să mănânc, că mi-este foame. Aseară am terminat de mâncat destul de târziu, pe la 7:30. Și mie mi se întâmplă o chestie foarte ciudată, nu să mai zică cineva dacă vi se întâmplă și vouă. Dacă mănânc seara târziu, mult și mai ales mult, dimineața mi este foarte foame, în mod paradoxal. Știu că în mod normal, dacă mănânci seara mult, dimineața n-ar trebui să-ți fie foame. Nu, eu sunt exact invers. Dacă seara mănânc foarte mult și târziu, dimineața mi este înfiorător de foame. Dacă seara mănânc mai pe la 6 și termin de mâncat pe la 6 și mănânc, ok, chiar dacă mănânc mult, până la mă culc eu la 10-11, na, se duce mâncarea, dimineața nu mai e foame. Deci pot să stau și până la 12, a doua zi, că nu mi-e foame. E o chestie foarte ciudată. Întotdeauna am avut treaba asta. Când mâncam seara mult și târziu, a doua zi dimineața mă trezeam de foame. Am avut zile, multe zile, în care m-am trezit de foame. Ceva înfiorător. Și pentru că seară azi noapte m-am trezit de câteva ori și aseară am mâncat târziu, că 7:30 pentru mine e deja târziu. Mi s-a făcut foame acum. Este abia 9 și mi-e foame. Adică eu așteptam să mai rezist până la un 10-11, dar nu cred că pot să rezist până la 10-11. Și să faci fasting stând numai cu gândul la mâncare nu e o idee bună. Prin urmare, da. Mergem să vedem. Știu că am niște hummus în frigider pe care l-am făcut eu. Am niște salată de icre. Și am ouă. Tot ce e mai gras și mai bun pe lumea asta. Nu știu dacă hummusul neapărat îmi surâde. Hummusul o să fie gustare pe mai târziu. Că
Cred că mai repede salata aia de icrem sună bine, bine de tot. Da. Bun. Deci, ne revenim astăzi. Este, nu știu dacă vedeți în spatele meu, sper că nu se vede că e dezastru. Trebuie să adun pe aici să fac un pic de ordine. Și cu asta mă voi ocupa după ce voi mânca, că este încă rece afară. După aia vom scoate fetele afară. Și prin fete vorbesc de florile mele, răsadul meu de flori. Și să vă arăt și stadiul în care este. Apropo, am avut încă un daily vlog filmat când am fost la film. Am fost într-o zi la film și tot așa am făcut în grădinării și am șters vlogul ăla. Da, greșeală de începături. N-am mai făcut chestia asta de ani de zile. Să șterg, efectiv, să dau erase la card. Să formatez cardul înainte să scot materialul de pe, așa că vlogul ăsta o să intre un pic mai devreme decât era planificat, but oh well. Așa, și încă o chestie administrativă la care m-am gândit apropo de asta, mi-am dat seama că nu o să pot, nu, degeaba vreau, eu nu pot cu 3 vloguri pe săptămână, vreau, îmi doresc din tot sufletul, dar nu pot, am avut o mică perioadă în care am putut, acum nu mai pot, o să mi se schimbe în curând programul și nu pot, așa că revenim la programul nostru de joi și duminică. Joia bănuiesc o să pun clipurile cu cărți, duminica daily vlogurile, vedem. Și revenim la programul nostru cu de 2 clipuri pe săptămână, pentru că nu, n-am cum. E prea mult, e prea greu, trebuie să lucrez prea din scurt și n-am timp pentru foarte multe chestii pe care aș vrea să le fac în clipuri și atunci nu. Deci, ca să știți, joia și duminica de acum încolo de la 5, da? După amiază, de la 17, ca să zicem așa. Și să sperăm că de acum încolo să ne stabilim pe programul ăsta, că v-am zis, nu am încercat, nu merge, nu-mi iese, tot experimentez, tot încerc să mă adaptez, dar lucrurile sunt volatile, se schimbă, asta este. Sau puteți, apropo de asta, puteți să-mi propuneți și voi zile. Știu că spuneți, unele dintre voi îmi spuneți că oricând și în fiecare zi, dacă s-ar putea, este minunat și vă mulțumesc pentru chestia asta și este, o iau ca pe un compliment, dar știu că n-aș putea și nici voi, nu cred că ați avea atâta timp să vă uitați la mine și chiar v-ați plictisit de mutra mea, hai să fim serioși. Mutra mea care nu e foarte machiată astăzi, m-am machiat așa, am dat un pic de anticearcă și cu rimel și mi-am făcut sprâncenele, dar nu, e foarte machiată. Norii ăștia se pare că sunt indeciși, să vedem, până la urmă, mai vedem cum o să iasă. Da, Udi, tu ce zici? Udi este aici lângă mine și de când am venit de la București și l-am găsit pe Scărpinici mort, Udi nu s-a dezlipit de mine, deci ieri toată ziua a stat lângă mine, alaltă seară de când am venit și până ieri dimineața a stat lângă mine, azi dimineața ce a început să mai plece așa și a început să se mai îndepărteze de mine, să mai stea fix lipită de mine, dar n-a mai dormit lângă mine noaptea de mult, nu știu, cred că de iarna, nu iarna asta, cealaltă iarnă. Deci cred că de atunci n-am mai dormit așa lipită de mine cum a dormit seriile astea și nici nu pot să fiu mai fericită, nici nu pot să o iubesc mai mult decât într-o asta. Ți-a fost mai muțică. Acum se uită afară. Semn că nu-i place afară, pentru că dacă stă și se uită pe geam și n-a ieșit ea încă afară să alerge, e semn că nu, încă nu-i bine afară, așa că mai așteptăm și noi, da? Prin urmare, mergem la vânătoare prin frigider și vedem ce găsim pe acolo. Și după... Vedem, nu știu, ce o face ziua de azi. Da, bună ziua! Da, ce face cuplul meu celebru? Ce faci, domnule? Te vaiți, bineînțeles. Ea se rostogolește. Gazonul nostru este înverzește și chiar mă gândeam la o teorie foarte interesantă apropo de natură. Eu după 4 felii de salată de icre mi-am mai făcut o cafea și am ieșit afară. Sunt, după cum se vede, cred, în umbra mea, sunt puțin înfofolită pentru că încă e frig. Este acceptabil, nu este înfiorător de frig, dar e bine. Acolo avem și o happy. Nu știu dacă o vedeți, o vedeți? Uitați-o acolo în depărtare. Și am terminat de asamblat cât am șters eu celălalt vlog. Am terminat de asamblat astea, le-am terminat de dat culac. Am început să pun și pământ în ele.
Și voi mai pune niște pământ în ele și de acolo și din saci. Și mi-au venit și copiii și să vă fac un mic haul de grădină, dacă tot am început așa. Avem aici pășunii. Mi-am luat plântuțele. Căpșunii ăștia sunt o specie de căpșuni curgători, stați că nu văd. Sunt o specie de căpșuni din aia, atârnători, curgători, cum vreți să le spuneți, de la grădina Max. Sunt cei pe care i-am avut anul trecut și în pe buturga asta, pe care, apropo, și pe ea am dat-o cu lac și o vom muta de aici, că era un pic mai încolo, era în apropierea acelei cutii, dar o vom muta și căpșunii erau în asta și mai sunt, cred că vreo 3 au supraviețuit, 4 chiar, și vom scoate de aici, îi vom muta și pe ăștia acolo, în alea, cu ăștia, îi vom înfrăți și aici vom pune, cel mai probabil, cred, nu știu, mă gândesc încă până ajung acolo, acest lămâi. Aici sunt 2 seturi de căpșuni, ar trebui să fie 10 fire și acesta ar trebui să fie un lime. Eu am o mică problemuță. În general am fost foarte mulțumită de cei de la grădina Max cu tot ce mi-au trimis, și trandafir și căpșuni și absolut totul, doar că pe site scria că lămâiul ăsta, lime-ul ăsta, că e lămâi din ăla verde, ar trebui să aibă între 30 și 40 de centimetri. Nu știu dacă vedeți, dar nu știu de când are palma mea 30 de centimetri, dar hai să zicem, măcar dacă supraviețuiește. O să mă uit să văd dacă chiar e altoit cum ar trebui să fie. Așa pare, numai că nu știu de ce e punctul de altoire îngropat în pământ, că asta nu e ok, că punctul de altoire nu trebuie să stea în pământ, pentru că altfel se face bolia acolo și se poate să putrezească și degeaba ți l-ai mai pus. În altă ordine de idei, stați să-mi iau cafeluța, în altă ordine de idei avem un mic raport de progres aici, în acest... Cum se numea, Doamne, am auzit pe cineva pe TikTok că le-a zis în română paturi, nu știu cum, paturi de cultivat, paturi, nu știu cum. Așa. Nu știu dacă vedeți voi, dacă se vede la voi aici, parcă se vede ceva pe cameră, se vede așa un rând acolo. Ei, that's the spinach. A început să iasă spinach-ul, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că abia aștept să fac salată, să-l vedeta și salată, cum s-ar zice. Și aici sunt ridichile, dacă vedeți niște frunzulițe micuțe, așa, sunt ridichiuțele mele. Și aici este ceapa care, again, nu știu de ce pare atât de... Nu știu... Ceva mi-o scoate. Stați că acum am constatat. Ia uitați că sunt găurile astea. Stați că de șoc mi s-a terminat și bateria. Ziceam că nu prea sunt mulțumită de asta și am văzut aici niște găuri. Deci există niște nemernice de păsări. Fie ele, nu cred că sunt vrăbii, că nu, în general nu vrăbiile se apucă să facă din asta. Cred că porumbeii sau chiar ciorile. Că vedeți, sunt la suprafață, că s-a lăsat pământul de la apă. Și mi-au jumulit, mi-au furat ceapa. Bine că ai reușit să intre, să iasă și din patul celălalt, deci da, asta era planificată să fie mai devreme. Trebuie să păzesc ceapa acum. Jimmy, treci și stai sperietoare de ciori. Cioară ce ești. Uitați-l cum pleacă, se duce, nu știu, se duce la plimbare, că a mâncat. Da, deci aici atâta update avem. Este bine că a plouat, că nu mai trebuie să ud eu. Usturoiul este minunat. Am scos eu vreo 3 fire de usturoi. Deci la usturoi nu s-a umblat. Aici s-a săpat. Am rugat și eu să fie săpată zona asta și s-a săpat și o să trebuiască mărunțită și uitați câte rădăcini nenorocite au ieșit din săpătură pe care trebuie să le adun astăzi. Aici la patul ăsta nu vedeți voi, la stratul ăsta, dar au început să iasă și pe aici firele de ceapă. Nu știu dacă se vede. Ia uitați, aici și astea, și astea mai mare. Deci, și partea bună este că aici asta o protejează și rămâne ca eu să mă apuc de treabă cu aceste minunății și să punem copiii, să plantăm copiii.
the babies, pentru că au ajuns acasă. So, let's go. Dar întâi de toate să scot rufele din mașină. Că am zis că și asta e o activitate pe ziua de azi. Thank you.
vai mamă, arăt puțin șifonată, dar am intrat în casă să-mi fac ceva să mănânc și m-am gândit să-mi fac un smoothie până la urmă, ceea ce eu nu consider neapărat mâncare, pentru că după ce am mâncat de dimineața ale 4 felii de pâine, de salată cu vinete și cu pâine, s-a făcut puțin greață de la ele și n-am mai mâncat nimic. Și acum mi-am făcut asta, smoothie-ul ăsta, clasicul meu. Am mai băut o din asta, un pahar din asta, cât am vorbit cu mama la telefon. Și am zis să intru puțin în casă. Afară s-a lăsat un nor urât, care mă enervează, că era foarte frumos și foarte bine, până să vină acest nor, care mi-a stricat mie planurile. Dar partea bună este că am pus căpșunii, am pus lămâiul, am săpat aici în față, lângă trotuar, am curățat zona asta și rămâne de văzut, pentru că acolo am avut crin din aia de august, care sunt foarte frumoși și arată foarte bine și au o frunză foarte frumoasă, dar anumite ființe păroase, cu multă blană și cu cozi tufoase, s-au săpat și mi-au nenorocit și au murit mare parte din ei și nu mai am decât în câteva locuri și mă gândeam să-i scot și să înlocuiesc cu altceva, cu ceva de sezon. I don't know. Poate mă duc la magazin și iau ceva floricele și semăn și vedem ce iese atunci. Dar, până una alta, așteptăm. Cel mai probabil îi voi scoate acei crini de acolo, pentru că nu au sens, că nu mai sunt toți, nu mai sunt în ordine, sunt așa ca o greblă de aia știrbă. Dar acum să-mi termin asta și dacă tot s-a lăsat așa urâtă afară, să vin în casă să fac ce-mi propusesem, să fac ordine și toate cele să adun pe aici prin casă. Poate fac și un pic de cald, că acum deschis geamurile și parcă am înghețat toată casa. Și după aia vedem, nu știu, poate fac ceva de mâncare sau citesc ceva, habar n-am, poate îmi găsesc un nou audiobook de citit, pentru că am terminat, tocmai ce am terminat Project Hail Mary, care a fost un SF foarte drăguț, foarte simpatic, cu un extraterestru foarte, foarte simpatic, dacă ar fi, oricât ar arăta el de urât, dacă ar fi atât de simpatic extraterestru, mi-ar plăcea și mie să vorbesc cu el. Dar acum că am terminat cartea asta, ar trebui să găsesc un alt audiobook, pentru că îmi place când fac ceva, când fac chestii, mai ales dacă grădinăresc sau chestii de genul ăsta, să ascult ceva, știți, că altfel mi se duce mintea în toate direcțiile și ori mă enervez, ori nu mă concentrez pe ce fac, ori nu știu, așa măcar ascult și tot este o chestie. Bineînțeles, nu pot să ascult chestii filozofice sau foarte grele, care mi-ar necesita întreaga atenție, dar cum a fost cartea asta, că a fost un SF drăguț, eu cred că merge. Și ce mai am de făcut? Mai am multe de făcut. Vedem. Poate mergem la plimbare. Vedem. Vede. Hepiță, mă tot așteaptă săraca să mergem la plimbare și n-am mai fost cu de câteva zile cu ea și e un pic cam supărățică că nu ne-am mai dus. Asta este joaca noastră. Așa ne jucăm noi și e modul în care ne jucăm noi. Da. Bine. Sau, vă țin la curent. Scuze dacă am ceva printre dinți. Acum mi-am dat seama că ar trebui să fac mențiunea asta, dar bănuiesc că v-ați prins. Și nu ies din asta, pentru că v-am zis că s-a lăsat frig afară. Și chiar foarte, foarte practică nenorocirea asta de geacă. Nu e ea cea mai grozavă și n-arată ea cel mai bine, dar e chiar foarte practică. De dimineața, că încă mai este dimineață, cu o cafea întârziată, fiindcă astăzi n-am avut cafea și a trebuit să devin englezoaică așa brusc și dintr-o dată și să-mi fac ceai la prima oră, ceea ce nu m-a mulțumit, dar am primit cafea până la urmă și acum mi-am făcut o cafea și este tare bine. Este zi foarte frumoasă, cu soare, după cum vedeți, și așa de bine. Știu că stăm un puțin în contrajur, dar cred că e mai bine decât să mă strâmb. Și astăzi o să fie, în primul rând, o no makeup day. În al doilea rând o să vă arăt ce
Am plantat, că v-am promis de ieri că vă arăt plantuțele și n-am mai apucat. Pentru că ieri după masă, după ce am vorbit cu voi, mi s-a făcut puțin răuț. Adică icrele alea, nu vinetele. Icrele alea pe care le-am mâncat, așa, n-am vomitat, dar eram pe punctul. Și am luat-o așa slow. M-am dus, am dormit și după aia am fost așa mai ca un slow fox prin casă toată ziua. Și astăzi recuperez ce mi-a mai rămas de ieri de făcut. După ce îmi beau cafeaua, o să vreau să mai semăn, cred că ceva chestii pe aici, sau să vedem dacă îmi permite vântul ăsta, că v-am zis cam taie puțin vânticelul ăsta, nu știu dacă voi îl percepeți, dar cam taie puțin vânticelul ăsta. Am udat căpșunii, ia să vi arăt. Stați să las cafeaua asta undeva aici în jos, ca să... așa. Și trebuie să ud și gazonul, că pe asta nu l-am udat încă, dar o să-l ud și pe el, să vă arăt. Am udat căpșunii și să vă arăt și plantuțele care le-am scos afară. Nu mai sunt aici, că înainte erau aici pe bancă. Am mutat banca de aici pentru că nu mai am făcut ordine în zona asta și am curățat tot și n-au rămas decât ghivecele și roaba, care, mă rog, roaba se mută de colo-colo. Și aceștia sunt căpșunei. De dimineață am prins-o pe vulpii care țopăia pe aici așa, nu săpa, ci pur și simplu țopăia prin asta. A crezut că este un obstacol pentru ea, ca să, pentru concursuri. Credea că o pregătesc pentru concursuri, dar nu, de fapt nu era pregătită de concursuri, doar sunt căpșunii mei. O să dureze până se obișnuiește, dar mă rog, da, sunt deocamdată bine prima zi după ce i-am pus, adică sunt ok, să vedem. Aici, în partea asta, nu cred că mai rămân cu ceapă. Cred că toată ceapa mi-o fură ciorile. Am descoperit că ciorile sunt responsabile. În schimb, ridichiile sunt din ce în ce mai mari, crezi că așa? Bănuiesc că undeva la toamnă o să am și eu ridichii. Glumesc. Nu, se fac mai repede. Dar, după cum vedeți, ceapa mea e foarte cheală, așa. Văd că în fiecare zi dispare tot mai multă, nu prea știu ce să-i fac, ce aș putea să pun eu pe aici ca să nu mai mănânce ciorile, dar anyway, dați așa că am văzut ceva. Ia uitați pe asta cum au scos-o și au abandonat-o aici. O vedeți? Ia uitați, dați-o băgăm. Eu și pe asta, scos-o tot ele. Nesimțite. Așa, de acolo. Și tu la fel, intră la loc. Niște simțite. Așa, și în rest, toate bune și frumoase. Acolo ar trebui să iasă salata. Să vedem când îmi iasă salata. M-am și murdărit. Nu-i bai. În partea cealaltă nu este niciun update. Aici abia aștept să iasă iarba. Pentru că aici este un pământ pe care l-am pus pentru că noi înălțăm grădina. Nu știu dacă vă dați seama, dar e o diferență de nivel între zona asta și asta. Sunt undeva la 10-15 cm. Adică e ceva. Și înălțăm grădina, de asta este, că m-a întrebat cineva care e treaba cu chestia asta. E pământ pus de anul trecut și n-am mai apucat să iasă iarba. Că de altfel și aici a fost pus pământ, acum 2 ani, dar între timp s-a umplut de iarbă anul trecut și a fost bine. Și așa o să se întâmple și aici. Și aici la fel. Eu cerșesc pământ acum de pe la toți vecinii, când sapă ceva sau fac ceva, cerșesc pământ să-mi pun ca să-mi înalț grădina. Pentru că atunci când am avut inundațiile, grădina mea era plină de apă. Da. Și vreau să vă mai arăt un update, și anume că am găsit loc pentru pomișori. I-am pus aici și le voi da o formă. Ce aia acolo, dezastrul ăla o să trebuiască curățat și astăzi cred că mă ocup de treaba asta. Dar unul dintre ei i-am pus aici. Al doilea a fost propus pentru a fi pus aici. Nu, nu va fi pus aici. Și iar al treilea l-am pus aici. Și ca să am așa un fel de... Bună, zdreanță! Să am așa un fel de portiță de pomișori aici, de la gazon în spatele casei. Da, mă rog, vedem. Aș vrea să-i tun și să le dau o formă, dar îi mai las să crească, că de-abia i-am mutat și o să-i mai las să se stufoceze și după aia să le dau o formă așa frumoasă. Dar mai durează puțin până atunci. Și ghivecele mele pe care le plimb în fiecare zi, de 2 ori pe zi, dimineața și seara, bineînțeles dacă nu este foarte frig afară, sunt aici, le-am mutat pe căminul de la Pitrofor, pentru că aici au soare și sunt și mai aproape de hol. Și ia uitați fasolea mea!
cât de frumoasă este și ce mare este. Săptămâna care vine trebuie să o mut. Bineînțeles, nu o voi pune pe toată, voi pune numai câteva fire, dar atâta mi-a ieșit mie. Aici sunt floricelele alea de care vă ziceam, le-am pus. N-am apucat să le pun pământ și cred că or să sufere. Să sperăm că se vor face suficient de mari și de viguroase încât să mai pun, să pot pune pământ pe lângă ele. În clipul pe care l-am șters, în vlogul pe care l-am șters aici, semănase mentă. Deocamdată încă nicio mișcare după o săptămână, dar mai așteptăm. Astea sunt floricelele celelalte pe care le știți și avem câteva noi achiziții, să spunem. Aici avem așa, busuioc pus pentru a-l răsădi în ghiveciul ăsta. Aici am pus petunii în astea două pentru că anul trecut am avut un fail foarte mare cu petuniile, dar am aflat unde am greșit, pentru că mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și ceva am greșit și am aflat unde am greșit și o să încerc să remediez problema. Aici sunt floricelele alea de care v-am zis, pe care vi le-am arătat acum două săptămâni. Încă nimic, o mișcare. Aici avem, ce avem? Panseluțe, pentru că mai am o tură de panseluțe acolo în partea în ăla, în cartoanele pentru ouă și încă nu e cine știe ce mișcare. Aici am pus ieri, am pus semănat un pic de leuștean aici, în ăsta. Și aici am pus, ce am pus mama aici? Stați așa că nu văd. Niște dalii, da. A doua tură de dalii în ghiveciul ăsta, pentru că prima tură este asta și este tot ce mi-a ieșit în materie de dalii. Și parcă nu sunt prea mulțumită, scuze că v-am lovit, așa, parcă nu sunt prea mulțumită de câte dalii am aici, adică vreo 10, parcă aș vrea mai multe. Aici am avut ochiul boului semănat și n-a ieșit nimic și ieri am pus altă tură de ochiul boului să vedem. Aici este pătrunjelul care este semănat de vreo 3 săptămâni și nu s-a întâmplat nimic încă, așteptăm. Bine, nici nu l-am băgat în casă, ăsta a stat afară în permanență pentru că teoretic n-ar trebui să-i fie o problemă, dar îl așteptăm. Și aici avem a doua tură de fasole verde. Asta este verde, cealaltă care este mare acolo este galbenă. Și uitați-vă cum explodează pământul. Ce mă amuză chestia asta când ridică pământul așa. Mi se pare absolut fascinant și chiar se vede una aici. Ia uitați cum o scoate ea năsucul afară. Da. Și ușor, ușor o să dea pământul ăsta la o parte. Și o să iasă toată. Ia uitați, încă una. Iar am avut un team meeting de vrăbi. Așa, ziceam că mi se pare fascinant cum o plantuță mică, mică și firavă reușește să dea la o parte pământul ăsta. Bine, în ghivece pământul e moale și afânat, dar mi se pare fascinant cum reușește în grădină, unde e pământul bătătorit, să-l dea la o parte și să iasă. Câtă forță trebuie să aibă natura. Este fascinant. Așa, aici avem gura leului, pe care m-am vedetizat mama că ar trebui să-l răresc, altfel se face foarte amărât așa și foarte firav și nu știu ce și eu nu vreau să răresc pentru că, da, lasă că o să răresc după aceea. Aici am avut prima tură de panseluțe și v-am zis că a avut un accident cartonul ăsta, adică mi-a căzut, efectiv, și nu știu ce am reușit să salvez, dar văd că începe să iasă ușor, ușor, mai greu, dar începe să iasă ușor, ușor panseluțele. Nu mă deranjează, cu cât mai multe panseluțe, cu atât mai bine. Și deocamdată asta e familia mea de ghivece, trece un avion, face gălăgie. Eu vă las și ne auzim mai încolo.